poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm și astăzi dublu sau nimic, doar premiul e ceva mai mare decât ieri. 2400 de euro în total, plecăm de la 300 și dublăm, sper eu, 600, 1200, respectiv 2400. Ionuț e din Sibiu și a avut norocul să fie extras astăzi. Bună dimineața! Salut, Ionuț! Bună, bună! Ia salut, uite, Ionuț, ce veselie la Sibiu. Ce faci, Ionuț? Ce, Dumnezeu să facem? Muncim? Bravo, foarte bine! Ne bazăm pe tine astăzi să câștigi un bănuț frumos. Dar ce muncești de aici așa vesel, Ionuț? De bucătărie, la bucătărială. Asta e, vezi? Băi, ce înseamnă? Și mai cum? Muncești online sau... Nu, avem o firmă de catering. Am înțeles. Și ce faci la bucătărie? Gătești sau împachetezi? Păi, Doamne, ajută acum, ce să facem? Muncim, gătim. Și ce gătești azi? Ia zi-ne și nouă. Astăzi avem așa... Ce vai? Ciorbă țărănească, da, de porc. Și un gulaș de vitel cu o mălicuță, hai, de la treaptă-i cop. Hai, stai puțin, hai să rămânem la gulaș. Îl faceți căzut, hai, ca lumea? Sau mai spre supă? De gusturi, părțile... Păi nu, cum îl faceți voi? Și mai scăzut, gen tocăniță. Așa. Mamă, fii atent că vreau să câștigi bani mulți astăzi. Livrat și la București sau doar la Sibiu? Am ajuns chiar până acolo, ne-am extins cât am putut, dar până acolo n-am ajuns încă. Am înțeles. Bine, Ionuț, ai și colegi pe lângă tine? Am avut. Au plecat. Au plecat. Au plecat deja? Ce tare. Sunt invidioși sau care-i treaba? Cum să plece? Nu. Ieși până afară, dar se întorc ei până la prima întrebare, cred. Aha. Vrei să mai tragem de timp? Nu, că nu închei socoterile cu mâncarea după aia. Am înțeles, Ionuț, să știi că-ți mulți bani azi. Plecăm de la 300 și poți ajunge până la 2400. Doamne ajută. Ți-ai făcut vreun plan? Niciunul. Da. Bine, hai să-i dăm bătaie, poate între timp vin și colegii și te ajută. Mult succes la dublu sau nimic. 300 de euro. Ionuț, mie îmi place foarte mult tonusul tău și am un mare respect pentru oricine face gulașul scăzut. Întâmplarea face că te avantajează cumva prima întrebare, zic eu. Ia, să auzim. Tu fiind din Sibiu. Ionuț, pentru 300 de euro, să ne spui ce oraș din România are și denumirea germană de Kronstadt. Uai, m-ați blocat. Hai, nu, e simplu. Nu cred. Băi, nu cred. Eu la aproape de voi acolo. Dar la Sibiu cum îi mai zice? Hermannstadt. Ai văzut? Nu. Dar tu nu ești din Sibiu de fel? Ba da, din Sibiu, cum să nu? Păi și cum nu știi? Brașov. N-am știut. N-ai știut de Brașov, nu cred. Kronstadt, Brașov. Adică am și zis că o să creadă lumea că de dragul tău și al gulașului ți-am pus o întrebare care să te avantajeze, deși... Da, că mi sunt toți colegii, da. Ia, întreabă-i pe ei. Ia întreabă-i. Păi gata, auzit Brașov, auzit. Auzit la mine, înțeles. Asta e, să băi, ce rău pare, Ionuț, să spun oberule, sincer. Să băi o berulă când treceți pe la Sibiu, în o berulă, da. Categoric, da. Băi, sincer, da. Asta cu o berulă e un alt elenism. Gata. Ionuț, te ține minte, te sunăm când ajungem la Sibiu. Mulțumim tare mult pentru ediția de azi. Eu când am văzut că s-a încurcat, m-am gândit, zic că n-o fi din Sibiu. Știi cum e? A ajuns, muncește în Sibiu, dar nu-i de acolo, e de la Bacău. Asta e, bă. Adică pentru... Nu mă așteptam. Nu nimic. Punem tu... banii deoparte și mâine avem 3200. Da, mâine plecăm de la 400. Tu... Dar încă o dată vreau să le amintesc, da, ascultătorilor noștri, să subliniez că întrebările, cum sunt scrise, așa rămân. Adică nu vă feriți să spuneți în ce domeniu. Știi că mai avut cazuri. Nu spun în ce domeniu lucrez, că pe urmă schimbați întrebările. Sau... Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.